Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Chiar la această oră, Vladimir Putin ține o întrunire a Consiliului de Securitate ca să anunțe represaliile pe care le va suporta Ucraina după avarierea podului Kerch. Aici a explodat o bombă vineri noapte, știți, într-un camion capcană, iar de câteva ore mai multe orașe din Ucraina sunt bombardate. Trei rachete au trecut și pe deasupra Republicii Moldova în drum spre Ucraina. Asta ne dă o idee despre ce ar putea urma, sau, mă rog, o mică idee, tare mi-e teamă. Eu o să vă întreb astăzi și despre moralul trupelor române, și despre moralul vostru, deja curg mesajele și sună telefoanele. Știți foarte bine, la 0372069599 vă întrebăm dacă v-ați apăra țara în caz de război, că domnul ministru Dâncu a zis că v-ați apăra. Și o să vreau să văd lucrul ăsta. Dar înainte de aceea, sper că l-am prins pe Radu Hosu, activistul pe care îl știți de pe Facebook, care este în Ucraina. Auzi că nu răspunde, încercăm să-l punem pe parcursul emisiunii, să vedem dacă îl găsim acolo. Radu Hosu este un român care de câteva săptămâni merge în Ucraina, a dus acolo ajutoare, a dus mașini, a dus lucruri de care oamenii de acolo aveau nevoie și numai oamenii de acolo, nu oamenii obișnuiți, e vorba de cetățeni care luptă pe linia frontului. Da, despre asta era vorba în primul rând acolo. Radu Hosu este cel care scrie pe Facebook în fiecare zi rezumate, vă ține la curent cu războiul, ca și cum ar fi o instituție de presă. Încercăm să-l prindem dintr-un moment într-altul, să vedem dacă este la telefon, dacă are posibilitatea. Știu că astăzi dimineață, atunci când am vorbit cu el, fusese în preajma unora dintre bombardamentele de acolo. Dacă nu răspunde, o să trecem mai departe în emisiune și încercăm să-l contactăm pe parcurs. V-am spus astăzi, la 0372069599, o să stăm de vorbă despre modul în care ministrul apărării gândește despre noi. Domnul Dâncu spune în felul următor, că românii și-ar apăra țara, el a și studiat asta, spune domnul Dâncu, știți că este șef la IRET, mă rog, a fost șef la un institut de sondare a opiniei publice, și domnul Dâncu a făcut un sondaj, probabil de-a lungul timpului, sau a făcut mai multe sondaje, în care se arată că românii ar vrea să-și apere țara. Există și un sondaj Avangard de la începutul războiului, care spune așa: la întrebarea ce ați face personal în caz de război, 31% din respondenți spun că vor lupta, 18% că se vor refugia în altă țară, iar restul nu pot aprecia sau nu vor să răspundă. Voi ce îi răspundeți domnului Dâncu? Ar fi una dintre curiozitățile mele. Hai să dăm drumul la dezbatere. 0372069599. Codruț, ești primul. Salutare! Vă mulțumesc foarte mult. E prima dată când intru în direct. În primul rând, felicitări pentru emisiune. Vă ascult cu mare drag aproape în fiecare zi. Să știți că acel comentariu cu persoana respectivă care ați introdus-o la începutul emisiunii referitor cu Germania are perfectă dreptate. Stau și mă întreb, noi ce mai avem de apărat în această țară? Adică, eu cred că cei care ar trebui să iasă în primul rând sunt cei care au pensii speciale, care au salarii mărite lunar, nu sunt bani, dar sunt bani doar pentru ei. Acum țara trece prin parale? Nu chiar, dar ținând cont de restul. Ținând cont de conjunctura în care suntem în momentul de față și după 33 de ani de așa zisă democrație, în mare parte dintre noi
Dar de ce, de ce așa zisă democrație? Ce... Cam cum? Cam nu aveți dreptul de vot? Nu aveți libertăți democratice? Nu puteți, da, să vă exprimați? Democrația aceasta e pe jumătate democrație, să zic așa, sau a fost greșit înțeleasă? Asta e altceva. Deci, din punctul meu de vedere, decât 33 de ani de democrație, aș fi preferat să mai trăiesc încă 33 de ani de comunism. Vă spun serios? Sincer. Dar Rusia e aproape, dacă voiați să trăiți 30 de ani de... Serios vorbesc. Da. Cum puteți spune că în loc de 30 de ani de democrație, dumneavoastră, da, regimul comunist ați vrea să-l apărați? Dacă vă scotea tovarăș Ceaușescu. Dacă facem o mică mare comparație între ce era până în 89 și după 89, să spunem că atunci poate că s-ar fi meritat cât de cât, să zic așa, pentru că aveai un loc de muncă asigurat, era un alt trai. Deci, erau, Codruț, deci era mai bine să-l apărăm pe tovarășul Ceaușescu, când, apropo, nici nu puteai să spui că n-ai chef să-l aperi. Te lua tovarășul pe sus, te îmbrăca în uniformă, îți dădea armă. Nu, vorbesc în conjunctura, dacă ar fi fost războiul. Păi da, asta zic și eu, dacă ar fi fost războiul, nici măcar nu puteai zici câr. Deci mie mi se pare absolut fantastic că tu l-ai fi apărat pe Ceaușescu și toată protipendada aia. Așa. Da, acum când ai capacitatea de a alege, de a face, n-am făcut noi cele mai bune alegeri, cele mai bune lucruri. Nu vrei să faci chestiunea asta. Nu e numai părerea mea, cum am spus și la comisariat. Dar nu e importanță că nu ai părerea ta. Acum e doar părerea ta. Ai fost chemat în august la comisariat și chiar le-am și spus. E pentru ultima dată când mă mai prezint. Da, asta e bună. Știi că la comisariat ne prezentăm când vrem noi. Ne prezentăm când ne cheamă. Și domnii de la comisariat ce ți-au zis? Eu, dacă n-aș fi fost în țară, vă garantez că n-aș fi lăsat munca, situația mea din afară, ca să vin până aici pentru o simplă schimbare de ordin de chemare în caz de război. Da. V-au chemat asta vara? Mai degrabă aș prefera să fac pușcărie, vă spun sincer, decât să mor pe românește ca un prost. Adică să apăr ce? Să apăr averile și bugățiile lor? Atâtea pensii speciale, atâtea treceri în rezervă, aici la pelococancilor. Ai o familie pe aici? Da. Ai o mamă, ai o soră, Da. Da? Și ele nu sunt România. Mama da, sora nu. Deci, nu, întreb, ele nu sunt România. Deci mama nu e România, nu? Ba da. Deci mama e România. Dar pe mama ta aia apărau? Da, normal, este mama mea. Ok. Aș apărau-o luând-o cu mine. Deci ai apărau-o prin fugă. Dar să zicem că n-ai putea să fugi cu Nu fug. Nu ni se dă motiv să fugim. Ni se dă motive să plecăm, ca și de la locurile de muncă din România. Aici pot să fiu de acord că sunt o grămadă de motive să pleci de la locurile de muncă din România. Nu e o fuga noastră. Este o plecare. Cum ai apăra-o pe mama? Aș lua-o cu mine. Am înțeles. Atât. Dacă n-ai avea posibilitatea... Deci nu avem ce, dar nu avem ce să mai apărăm. Nu mai avem ce să mai apărăm. Pentru că s-a distrus tot. Ei și-au făcut și își fac în continuare hoțiile lor în fiecare an cu aceleași permisiuni, aceleași... Bine, mulțumesc, s-a distrus tot. Deci, România e o țară care prosperă de când e în Uniunea Europeană. Așa, încetul cu încetul, târâș, grăpiș. Are mai multă industrie, mai multă economie, dar e bine denotat. Deci, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu l-ar fi apărat, aici, prin democrație, n-ar apăra-o nici pe mama domniei sale, cum ar veni, ar lua-o să plece... Hai că l-am prins pe Radu Hosu, e pe linia 12. Da, știu că mai sunt oameni pe linie, dar rugămintea mea e să așteptați un pic, că Radu Hosu e în Ucraina. Salutare, Radu. Salutare, Cătălin. Se aude? Se aude. Nu te întreb unde ești, știu că nu poți să spui. Ești undeva în vestul Ucrainei, nu? Nu sunt chiar, undeva spre vestul Ucrainei, Ce se întâmplă acolo de dimineață? Pentru prima oară, din ce am aflat de la oamenii de aici, este pentru prima oară când au lovit inclusiv această zonă.
În momentul de față sunt câteva și le pot enumera câte regiuni sunt lovite în afară de orașul Kiev, Zitomir, Clementinski, Termopil, Liev, Kremenciuk, Kharkiv, Konotop, Dnipro, Ivano-Frankivsk, Krivoi Rog, Odessa și toate regiunile care sunt în Ucraina. Deci, practic, absolut, nu știu dacă a rămas vreuna care n-a fost lovită. Peste 100 de rachete au fost trimise azi dimineață din Rusia înspre Ucraina. Toate lovesc puncte civile și în niciun caz militare ale Ucrainei. Sunt foarte mulți civili morți și încă nu știm exact numărul exact. A fost lovită inclusiv ambasada sau consulatul german de la Kiev. Poate Scholz în momentul ăsta, domnul ministru al cancelarul Germaniei își dă seama că de fapt negocierea cu teroriștii, ceea ce eu consider în momentul ăsta că este conducerea statului rus, nu funcționează și poate că livrarea de arme nu scholting, cum există un termen în momentul ăsta în limbajul de pe internet, adică să aștept și să amâni, dar poate scholtingul ăsta se oprește și poate de free the leopard sau eliberează leopardii. Trebuie să vă spun că Radu Hosu face rezumate zilnice despre războiul din Ucraina, așa a devenit foarte cunoscut în România pentru rezumatele sale zilnice de pe Facebook și de ceva vreme are o campanie de ajutorare a militarilor ucraineni care sunt pe front, mă rog, cu echipamente nu militare, dar echipamente de care e nevoie acolo, inclusiv mașini. De asta știe foarte bine lucrurile. Și a civililor. Da. Și a civililor, că asta este important, pentru că așa a plecat toată ideea. M-a contactat un soldat din forțele teritoriale și a spus că, mai ales în zonele nu eliberate, este foarte, foarte greu să duci ajutor umanitar care este de bună calitate și astfel am început o campanie umanitară în august și din ce am înțeles, inclusiv din presă, practic pe persoană fizică este cea mai mare campanie umanitară, nu ca să mă laud eu, ci ca să-i laud pe oamenii care au făcut chestia asta și asta demonstrează că românii pot fi solidari și au capacitate, Radu, de empatie și asta este un lucru extraordinar. Spune-mi, după bombardarea podului de la Kerci, ce se așteaptă ucrainenii să întâmple? Chiar în momentul ăsta a venit o știre, președintele Putin amenință cu bombardamente și mai mari Ucraina, spune că dacă terorismul împotriva Rusiei va duce mai departe, va genera răspunsuri similare. La ce se așteaptă ucrainenii să întâmple? În momentul ăsta vă dați seama că fiind cum ar veni în mijlocul furtunii, nu mai am aceeași posibilitate să observ lucrurile cum le observam din liniștea și confortul canapelei mele din casă când scriam rezumatele de noapte. Deci mi-e mai greu să analizez the big picture sau imaginea de undeva de sus, dar evident că ucrainienii se așteaptă la ce e mai rău. Nu pot să înțeleg ce înseamnă terorism împotriva Rusiei. Vreau să aducem aminte oamenilor, cred că e important să aducem aminte oamenilor că invazia asta este o invazie ilegală, ilegitimă, imorală și neprovocată, pentru că Ucraina nu a provocat Rusia cu absolut nimic. Acest război nu a început pe 24 februarie, ci în 2014. În același timp, Dmitri Peskov a spus chiar mai devreme că aceste atacuri fac parte din operațiunea specială. La ce se așteaptă ucrainienii? Se așteaptă la ceea ce este mai rău și de aia este foarte important ca oamenii să asculte ceea ce spun autoritățile și oamenii chiar ascultă ce spun autoritățile Radu, în Ucraina. Adică, Radu Hosu, ultimul lucru pe care vreau să te întreb, vreau să te înscriu în dezbaterea asta pe care o purtăm în aceste momente la România în direct. Dacă ar fi să fie, uite, domnul Dâncu a zis, românii și-ar apăra țara. Tu ce zici? Ți-ai apărat țara sau nu? Fără echivoc. De ce? Ne-a spus un cetățean mai devreme că nu e nimic de apărat aici.
Păi, nu știu, baza a ce spune că nu e nimic de aparat. Corupție, clasă politică proastă, inegalitate, exact. Inechitate. Toate lucrurile astea sunt adevărate și toate lucrurile astea sunt adevărate în majoritatea țărilor care sunt de după cortina de fier, dar în același timp România, într-o democrație foarte tânără, de 30 de ani, să nu uităm lucrul ăsta, a reușit să se dezvolte cu toată corupția asta și cu tot cancerul acestei corupții, să se dezvolte și să devină o țară în anumite părți foarte europeană, în anumite părți medievală în continuare, și într-adevăr există inechitate și într-adevăr există corupție, dar lucrurile astea pot fi schimbate de către noi. Nu de către altcineva. Schimbate de către altcineva. Ar trebui să vină cineva. Da, poate că multă lume visează. Radu Hosu, mulțumesc tare mult pentru prezență la România în direct. Timpii sunt foarte scurți, dar cine vrea să intre în colaborare și să păstreze legătura cu el, îl poate vedea pe Facebook. Eu vă îndemn. Mulțumesc încă o dată pentru prezență și acțiunile tale. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Astăzi am făcut apel și la doamne, căci dacă întrebi, domnule, v-ați apărat țara, apare așa o emisiune adresată bărbaților, nu e adevărat. Păi, e vorba și de femei care au un cuvânt de spus aici, au copii, au soți. Spune cineva în felul ăsta, am 33 de ani, soțul 38, la începutul războiului în Ucraina am stabilit că la cel mai mic semnal vom pleca. Simt rușine, dar vreau să-mi țin mica familie în viață. Părinții noștri nu vor să plece. Da. Tu ce-i face, Cătălin? Vă spun imediat ce am să fac. Cineva mă întreabă, zice, ce argument este cu apăratul mamei și părinților? Ce părinte sănătos la cap și-ar dori să fie apărat cu costul vieții copiilor? Da, dumneavoastră credeți că în Ucraina au avut vreo alegere? Părinții care au copii pe front? Zic și eu. Hai să auzim pe Elisabeta întâi, dacă e posibil, te rog mult. Mulțumesc, salutare, Elisabeta. Bună ziua, domnul Radu, am intrat și eu în direct, e prima oară când intru, cer scuze că am emoții, dar sincer, nu mi-aș lăsa soțul să mă apere țara, pentru că nu văd absolut nimic, deci tot mai rău, în loc să mergem spre bine. Am fost pe la Revoluție, am fost pe străzi, lângă mine au murit oameni și nu s-a schimbat absolut nimic. Deci pentru ce? Pentru ce să apere soțul meu sau copilul cuiva această țară? Îmi pare sincer de rău, deci mă doare sufletul că trebuie să spun lucrul ăsta, dar ăsta e adevărul. Da. Da, mai țineți minte ce făceați pe 10 octombrie 1989? Eu pe 10 octombrie nu mai țin minte, dar am fost pe baricade în Cluj, sunt din Cluj. Uh-huh. Am fost acolo la sediul securității. Deci am fost în centru, în piața universității, unde s-au tras asupra noastră. Puteți să sunați la Radio România să ziceți în 10 octombrie 1989 că nu se poate? De ce erați pe baricadă? De ce nu vă asculta pașnic cineva să vă ia în seamă votul și opinia democratică? Păi eu am fost la Revoluție, am fost, deci nu vă știu... întreb de ce n-ați sunat dumneavoastră pe 10 octombrie 1989 la Radio România să spuneți la emisiunea acolo că nu vă apărați țara, că aveți o problemă cu România. A, nu am o problemă, nu am. Chiar sunt mândră, pentru că avem o țară frumoasă. Da, dar... Încercați să-mi spuneți, tocmai mi-ați spus mai devreme, că nu s-a schimbat nimic față de acum 30 de ani. De absolut nimic. Ok. Deci nimic. Astăzi, doamnă dragă, eu vă zic așa, că nu mai e nevoie de nici o baricadă. Puteți să fiți aici, în emisiunea asta, să vă spuneți punctul de vedere, să votați, să faceți ceva în fiecare zi, să schimbați lucrurile în țara asta. Aveți enorm de multe posibilități. Știu. Am fost la vot de fiecare dată. Am sperat într-o schimbare. Absolut nimic. Deci nimic. Da, aș fi de acord dacă în prima linie ar fi parlamentarii să meargă să lupte. Aș fi de acord. Aș fi de acord să meargă și soțul meu, pentru că așa... Da, România, asta mă sperie pe mine. Mulțumesc tare mult, Elisabeta, am înțeles punctul tău de vedere. Și eu vă mulțumesc frumos. Dan, salutare! Asta îmi place mult, că România e parlamentar, deci ne uităm și vedem numai parlamentari. Salut, Dan! Bună ziua, vă salut! Oh, ce slab te aud, nu știu cum să faci. Te rog, eu vorbești un pic mai tare.
Da, din păcate stau de mult pe fir și e posibil să fie cu legătura. Da, știu că stai de mult, îmi cer scuze, da. Așa e la emisiunea asta. Din păcate, ceea ce au spus antevorbitorii mei este o situație generală. Și eu, când a început războiul în Ucraina, discutam cu prietenii mai tineri, mai de vârsta mea, și marea majoritate spuneau că nu ar rămâne în țară să lupte. Eu, unul, să știți că aș lupta. De ce? Că doar ai pentru auzit. Că, da, dar eu nu fac o diferență. Statul român e slab, este corupt, clasa politică ce îl conduce are problemele ei, dar statul e una din punctul meu de vedere și țara e altă. Și România nu înseamnă nici clasa politică, nici instituțiile astea slabe. România înseamnă mai mult de atât. Poporul și partea fizică a ei. Și cred că am avea pentru ce să luptăm în țara asta. Și în timp vor apărea și schimbările acestei clase politice, ale statului, care să fie pe măsura acestei țări. Știți cum e vorba, aceea frumoasă țară, păcat că e locuită. Da. Dar cred că am cam depășit situația asta. Mai sunt și alte principii. Da, vom fugi. Unde vom fugi? Nu rămânem în România, o să murim în șanțuri în străinătate. Dacă fugim toți, dacă Rusia atacă toate statele poste comuniste, toți din aceste state vom fugi în Occident și ce vom face acolo? Și eu nu consider că o viață are omul, o moarte, contează pentru ce și cum mori. Noi asta avem... e principiul meu. Iar soția, să știți că este de acord cu mine. Nici ea nu ar pleca din țară. Noi da, avem aici o stare de lucruri în România care ne îndeamnă să fim răi unii cu alții, să nu apreciem ce e lângă noi și, în general, sigur că ne disprețuim politicienii care ne-au înșelat așteptările de mult prea multe ori. Dar am impresia că România s-ar putea să fii și tu și familia ta și oamenii care sunt în mașini acum, s-ar putea ca România să fie ceva mai mult decât... Asta care... ni se induce, de-aia pleacă mulți cu serviciu, ni se induce să plecăm de aici, să-i lăsăm pe ei cu ai lor care îi țin în brațe și să... Nu, nu e cazul să renunțăm la această țară și merită să luptăm pentru ea. Asta este punctul meu de vedere. Da. Mulțumesc mult. Cătălin Striblea, tu ți-ai trimit băiatul carne de tun pentru România aia în care toți ne fură? Eu nu te fur, prietene. Eu nu te fur în nicio zi. Îți dau posibilitatea să vorbești. Îți dau posibilitatea să construiești. Te îndemn să lupți pentru ce al tău și te îndemn să faci în fiecare zi mai bine. Dacă mi-aș trimite băiatul, e greșit pusă întrebarea. Întreabă-mă dacă l-aș împiedica. Pentru că băiatul meu e destul de mare de acum să decidă singur. Și probabil că va decide în felul în care simte el cel mai bine. Așa cum îl simt, știu că se va duce. Cum cred eu că aș face, sigur l-aș ruga din tot sufletul meu să nu se ducă. Dar nu mă voi putea opune la nesfârșit dorinței unui om de a apăra lucrurile în care crede. Pentru că, vedeți voi, cu cine ne-am putea lupta? Pe noi, dacă ne-ar ataca cineva, nu ne-ar ataca să ne aducă o stare de lucruri mai bună. Pe noi ne-ar ataca o mizerie imensă, una în care nici măcar nu v-ar da dreptul să purtați această discuție. Vă atac o țară care v-ar lua cu arcanul la oaste. O țară în care cu adevărat mafia vă calcă în picioare. O țară în care democrația nu există și o țară care v-ar disprețui cu totul. Nu uitați și împotriva cui luptați. Vreți din nou ca în țara asta, acum vă e rău în România? Sigur că e rău, e departe de visurile noastre. Dar ați fi vrut să trăiți ca în Ucraina? Ce mă surprinde pe mine este că Ucraina avea o situație mult mai proastă decât a noastră. Băi, economic, social, să vezi corupție în Ucraina, să vezi oligarhi, să vezi hoție. De ce s-ar fi luptând ăștia de nebuni? Nu știu, mă gândesc. Veronica, ce zici? Salutare! Bună ziua! Mai întâi am o rugăminte să aveți puțină răbdare cu mine, că sunt un om în vârstă și am și emoții și sunt și foarte supărată. Este adevărat.
Am aproape 74 de ani. Eu în 87 am văzut tancurile și armata în centrul orașului. În 89 am trăit revoluția și am simțit gloanțele șuierându-mi peste cap. Sunt total împotriva războiului. Dar stau și îmi pun o întrebare. Aceste capete luminate care conduc UE, care conduc țările, care sunt înaintea noastră dezvoltate cu 100-200 de ani, America, care este cea mai democrată țară, de ce nu și-au pus mintea la contribuție să, pentru că trebuiau să împiedice acest. Din 2014 se luptă, este o mocnea acest război acolo în Ucraina. De ce nu au făcut împreună cu Papa? De ce nu și-au pus umărul? De ce nu și-au pus capetele la contribuție să fie pace? Noi, eu sunt mamă și bunică, îmi apăr familia și sunt prima dată ce apăr familia, prietenii și după aceea țara. L-am votat pe președintele nostru de două ori. Prima dată m-am uitat la dânsul și la Ponta și am zis, m-am săturat de gunoaie verbale. Haide să aducem un om educat. A doua oară m-am uitat la dânsul și m-am uitat la Viorica. Și am zis, totuși, are prezență fizică mai bună, deși nu era nicio diferență, dar fizic arăta bine acolo între ceilalți președinți în UE. Okay. Și ce am făcut? Știți cum am ajuns noi acum? Îmi pare rău de țara asta. Eu știu, eu am trăit și pe vremea lui Ceaușescu știu ce este și știu ce este acum. Eu mă mândresc cu familie, adică, celor doi băieți ai mei. Ce vreți să vă spun? Numai puțin. Păi nu, dar dumneavoastră vorbiți aici de două minute, nu m-ați lăsat să vă întreb. Concluzia nu o văd. Vă întreb. Tocmai am sugerat că trăiați ceva mai bine pe vremea lui Ceaușescu, da? Asta, Nu. Dacă nu dispărea Ceaușescu, eu acum nu vorbeam cu dumneavoastră, să știți. Aha, eu nu vorbeam cu dumneavoastră. Eu tocmai v-am explicat asta. Nu. Au zis, când vă plângeți de Iohannis, eu mă plâng în fiecare zi de Iohannis aici, nu e problema. Nu înțeleg, stimată doamnă, nu înțeleg către ce vreți. E un da sau un nu? Că întrebarea asta nu prea are multe nuanțe. Aici a venit domnul ministru al apărării și a zis, ia chiar să-l pregătesc, Sorine, pe domnul ministru. Da. A zis, domnul ministru, domnule, românii și-ar apăra. E, ziceți dumneavoastră dacă v-ați apăra sau nu. Da, românii și româncele, probabil. Și dar domnul Iohannis în campania electorală nu a spus niciodată că va lupta pentru 2,1% din PIB pentru armament. Nu s-a luptat niciodată pentru PIB-ul alocat învățământului, alocat sănătății, dar pentru armament, că nu-l votam, să știți, nu-l votam. Iar domnul Dâncu să fie în fruntea armatei, cum a fost Ștefan și cu Mihai Viteazu și cu ceilalți. Să vă spun cum am ajuns. Păcat de țara asta și păcat de oamenii. Eu sunt la țară, sunt într-un sat nenorocit. Da. Știți ce am pățit? Sunt funcționar, începând de la primar până sus. Funcționari publici în slujba altor funcționari publici împotriva și pe banii cetățeanului. Eu am pățit. Da, sunt convins. Am impresia așa că România asta e o sumă de frustrări. Da, și omul ia frustrarea lui personal și zice, cine mă, cu ăștia? Păi uite ce mi-au făcut la primărie. Ok, pentru că am avut o problemă la primărie, nu mă duc, nu fac, nu dreg. Asta e concluzia. Hai să-l auzim pe Vasile Dâncu un picuț. Apăra țara în cazul unei invazii. Da, așa cum fac și ucrainienii, eu sunt foarte sigur că România ar răspunde în cazul în care ar fi cazul să-și apere țara. A existat la un moment dat o surpriză legată de începutul războiului, dar și unele știri panicarde care au apărut, dar eu sunt foarte sigur... Cu acea mobilizare, eu sunt foarte sigur că românii ar proceda așa cum fac și ucrainienii, dacă ar fi o miză, sigur, să-și apere țara și pământul. Deci n-am nicio emoție, am și studiat asta. Veniți la noi la emisiune, domnul Dâncu, că poate vă mai vin emoțiile la loc. Da, domnul Dâncu zice că a studiat și, într-adevăr, așa se întâmplă lucrurile. Acolo l-ați auzit și pe jurnalistul Sebastian Zahman de la Prima. El e cel care a realizat emisiunea și a pus întrebarea asta. Sigur că întrebarea asta revine și trebuie să o testăm periodic. Mie mi se pare în emisiune mai rău decât acum 7 luni, când v-am mai întrebat chestiunea asta. Că acum 7 luni mi s-a părut că a fost un
Nu, Sorin, a fost un jumate-jumate, parcă așa, parcă așa ne aducem aminte, da. Sorin Niculescu e cu mine aici. Unde suntem? La linia 9? Liviu, auleu, Liviu, de când stai tu aici? Salut, bine ai venit! Bună ziua! Nu e nicio problemă, domnul Cătălin. Pentru chestiile astea și tău. Doamna era în plus cumva, e de s-a trebuit altă temă. Ideea, sigur, scurt, așa vă spun cinstit. Da, m-aș duce, sigur că da, m-aș duce. Trebuie să merg, pentru că eu la 6-a Revoluție eram militar în termen. Oricând ai fost militar în termen, depui un anumit jurământ. Nu? Corect. Pentru țară, pentru familie, integritatea teritorială a țării. Ei, atunci despre ce vorbim acum? Da, sunt susținut, sigur, și ca și oricine în țara asta, sigur, nu-mi convin prețul, treburi, alea. Dar acum, când e vorba de război, astea cad toate jos, n-ai ce să faci. Pentru că tăvălugul războiului trece peste tot. Nu există că așa. Bine, în principiu, domnul Dincu zice așa, na, un fel de încurajare. Sigur că da, asta sună ca o glumă. Lumea ar sări. Ar sări cine are... cum să vă spun, simțul ăla în el patriotic, dar sunt destui care plecați afară, eu duc bine sigur, n-ar vrea să vină. Am prieteni aici lângă mine care de o anumită confesiune religioasă, care e sigur spun din start, domnule, nu pun mâna pe armă. Înțeleg, să știi că valorile oamenilor și înțelegerea lor asupra lumii în care trăiesc e diferită și poate patriotismul la noi nu are o stabilitate foarte puternică. Cineva spune că vine și din educație. Dar uite, ce nu înțeleg eu la tine, tu spui așa, domnule, aș merge pentru că am depus jurământul. Domnule, dar care sunt acele valori, acele lucruri din sufletul tău care te împing pe tine să aperi, că până la urmă ai și tu necazurile ascultătorilor de mai devreme și pe tine te fură și tu te duci la primărie. Deci ce Păi în primul și în primul rând, am o familie, cum să vă spun, am atâtea de apărat aici. Ce să fac acum? Am muncit o viață de om ca să ce? Să îmi iau bocceluța și să mă duc să încep un alt trai altundeva. Păi ce faci și atunci, despre ce vorbim? Chiar, zicea un domn înainte, unde te duci? Ce faci? Îți lași tot acasă ca să ce? Să ce? Nu, deci în primul și în primul rând, îți aperi familia, îți aperi orașul, îți aperi țara. Asta, deci pentru că eu așa am fost crescut cel puțin, sau mă rog, astea primează, că sigur că da, pe cum ziceți, sigur, am și eu frustrările mele, am și eu necazurile mele, dar la un moment dat, să vă spun ceva, necazurile tot nu trec, mă înțelegeți? Deci tot nu trec, chiar dacă fugi din România, unde fugim în America, n-am poftit. Și? Și dacă o să ia tații și acolo. Îți mulțumesc, ce facem? Îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Cred că e una dintre cele mai ascultate emisiuni pe care le facem. Bine, ea e cea mai ascultată emisiune din România la această oră pe radio, oricum ai dau-o. Dar în momentul ăsta, pe aplicația noastră electronică, sunt 41.000 de oameni care ascultă numai în aplicație acest program. Și îmi dau seama ce sentimente răscolește în voi chestiunea asta. O să prelungim această emisiune cale de câteva minute după ora 14. Eu astăzi mă gândesc și așa. România este locul în care construim prieteni. Aici, cum construim noi? Bine, prost, este locul în care gândim, este posibilitatea noastră de a face mai bine. Înțeleg și de ce pleci în străinătate, înțeleg și de ce fugi, dar înțeleg că și aici am posibilitatea de a-mi reface cel mai bine viața în orice secundă, în ciuda hoților și a celor care stau peste noi. Laurențiu, salutare! Tu ce-i face? Nu-l mai aud pe Laurențiu. Da. Hai să vedem cu Mihai atunci. Mihai, salut! Ești aici? Alo, da? Bună ziua! Salut! Ce aș face? În cazul nou sau... cum văd eu lucrurile, pentru mine sunt două variante. Una, varianta reală, în care voi sta să-mi apăr familia și copiii. Sunt destul de tânăr, am 32 de ani
Și varianta a doua ar fi fost în cazul în care nu aș fi avut copii, soție și așa mai departe, să stau, să apăr elita care este la ora actuală și interesele lor, nu cred că aș fi stat. Aș fi încercat orice posibilitate, dar să nu... Da. Pentru că nu... Ceea ce se întâmplă la ora actuală la noi e un dezastru. Bun. Și atunci varianta reală este că... Varianta reală este că mă voi duce să-mi apăr copiii și soția, dar nu m-aș duce cu gândul să apăr elita, să apăr interesele lor, să apăr ceea ce promovează și așa asta, mai departe. Asta e ceea ce avem în România. Fii atent. Dintre cei care recunosc că nu vor merge pe front, mă rog, suntem siguri că nu o vor face de bună voie. Problema e la cei care spun la telefon că vor merge, deci cazul tău, fii atent, deci problema e la cei care spun că vor merge, ne zice ascultătorul nostru, dar sunt foarte curios câți dintre ei se vor răzgândi în momentul în care trebuie să intre pe poarta comisariatului. Automat, da, aveți mare dreptate, dar având în vedere că am doi copii, unul de 5 luni, 6 luni, și de 6 luni, de fapt, și unul de 3 ani și 10 luni, consider că nu am ce apăra altceva decât... De ce nu iei, domnule, să fugi? Că a zis, s-au zis și femeia aici, și bărbați, că iau și să unde fug. Să fug? Să... Eu sunt și din estul țării, ca locație, să zic așa, da. Sunt din Galați. Unde să fug? Dar pe mă opresc la Brăila, pe Diga aici. Probabil o să fugă tot orașul. Stați așa, despre ce vorbim, că nu mai este posibilitatea asta de a fugi, că nu avem infrastructură de așa ceva, că te blochezi pe drum și rămâi în mașină ceva. Nu. În principiu, da, și am mai avut discuția asta și când a început războiul, chiar și printre grupurile mele de prieteni și majoritatea, să vă zic așa, cei de vârsta mea, mai, eu mă consider tânăr încă, marea majoritate nu cred că ar sta să-și apere. Da, e posibil. Da. N-avem un sondaj precis, să-l dea domnul Dâncu pe ăla pe care îl știe el. 0372069599, emisiunea asta se prelungește. Îmi spune cineva, astăzi nu ești mediator, ce părtinitor, dorești să scoți cu orice preț patriotismul din interlocutori. Păi, în general am o opinie în emisiunea asta și, da, opinia mea este că cumva suntem nevoiți. Ce să facem? Unde o să fugim? O să mă găsiți la microfonul ăsta. Dacă viața o va cere, știu că m-am gândit la asta și am spus, până la urmă, nu pot pleca. Unde să plec? Ce să fac? Că ăsta e locul pe care îl avem la dispoziție. Astea nu sunt hotărâri ușoare, sunt lucruri care te marchează o viață întreagă. Dar cred că România e un pic mai mult decât domnul Dâncu, România e un pic mai mult decât domnul Iohannis. Voi nu aveți niciodată sentimente de emoție când vă gândiți la țara, să mă refer la cei care spun că vor pleca. Ubi bene, ibi patria, na, să vorbesc și eu latină, doar așa să spune. Mihai? Nu e Mihai. Cine e? Cristiana, am ajuns la Cristiana, salut! Bună ziua tuturor, bună ziua Cătălin! Eu cred că, de fapt cred, eu sunt sigură că aș rămâne să îmi apăr țara așa cum aș putea eu, chiar dacă sunt femeie și nu aș lua neapărat o pușcă în mână pentru că n-aș putea să omor nicio muscă, însă în condiții extreme cred că aș putea să fac și asta. Pentru că nu mă gândesc acum la cei care ne conduc, nu mă gândesc la politicieni. România nu înseamnă politicienii de moment. România înseamnă țara asta cu tot ce este ea, înseamnă țara asta cu României. Din păcate, cred că ne lipsește acel spirit civic nou românilor și asta o putem vedea în diverse situații. Ne lipsește educația asta civică și patriotismul și mă refer aici la ce s-a promovat în ultimii 20-30 de ani, ca să zic așa. Asta este opinia mea. Eu, da, aș rămâne aici și aș lupta așa cum aș putea eu. Ne mai scrie o doamnă, subofițer în Armata României, acum înțeleg că e o doamnă. Zice așa, după 30 de ani de muncă, sunt pensionar. Dacă voi fi în continuare prezent, da, chiar dacă am 4 copii, 3 nepoței și un soț cu AVC care depinde 100% de mine. Ar fi mai curajoase femeile din țara asta? Mă gândesc.
Nu știu dacă suntem mai curajoase sau nu, însă cred că ține de fiecare persoană în parte. Din păcate, eu aș putea spune că domnul Dâncu este puțin optimist în momentul în care spune că românii într-adevăr și-ar apăra țara. Din păcate, la noi, la români, se vede patriotismul doar în momentul în care joacă echipa națională. Mă rog, când juca și atunci când avea ceva de spus în acest sport. Suntem cam indolenți. Factura la energie recalculată în februarie și bunăstarea parlamentarilor? Cred că n-am înțeles întrebarea. Zice cineva pe Facebook, ce să aperi? Factura la energie recalculată în februarie și bunăstarea parlamentarilor? Deja lucrurile astea cad. Hai să nu ne gândim, hai să nu fim, să avem ochelari de cal și să privim doar în jurul nostru, să avem un orizont limitat. Ok, nu ne ducem. Și ce se întâmplă? Dacă toată lumea se gândește că apără bunăstarea parlamentarilor și îi va crește factura la curent, păi dacă nu ne ducem, s-ar putea să nu mai avem o factură la curent. S-ar putea să nu mai fie cazul de o factură la curent. O să ne dea gratis că în Rusia s-a întâmplat treaba asta. Adică nu o să mai avem casă, nu o să mai avem nimic, nu o să mai ai nevoie de factura la curent, o să te duci să trăiești din pădure. Despre ce vorbim? Mă întorc în câteva momente cu România în direct. Îți aperi sau nu îți aperi țara, după cum spune domnul ministru Dâncu. România în direct la Europa FM. România în direct la Europa FM. O doamnă de 54 de ani din Focșani ne spune așa: sunt mamă de 3 fete, chiar de ar fi ultimul lucru pe care ar fi să-l fac, aș lupta să mă duc unde, cât o să stau în altă parte, în alte țări, spune doamna aceasta care ne scrie azi la România în direct. Am prelungit programul pentru că sunați foarte, foarte, foarte mulți și urmăriți foarte mult cu interes acest, nici nu știu cum să-i spun, sondaj. Ne ascultăm nația până la urmă. Domnul Dâncu a spus, românii și-ar apăra țara, nu există îndoială. Așa arată lui studiile sociologice. Sigur, dar mulți români spun că nu ar face lucrul ăsta. Și încercăm să le cumpănim pe toate. Ion, linia 5. Salut, Ion! Ne auzim? Pare că nu-l mai aud pe Ion. Alexandru, salut! Salut, Cătălin! Salut, bine ai venit! Așa, să rămână doamne Cristiana, da? Pare mi se că ce înseamnă până acum, da. Pe mine par mai curajoase decât bărbații. Eu personal nu aș putea să fug din țara asta și să mă suport după aia. Și nu e vorba că am pe cine apăra. De exemplu, n-am copii, n-am nevastă, n-am nimic, am 34 de ani. Doar că nu m-aș putea suporta. Și niște fataliști au intrat aici la tine, mi se pare o dezbatere puțin ratată. Mai dar bine de acum decât pe vremea comunismului. Serios, acum... băieți, păi duceți-vă, fugiți, nu știu, duceți-vă în Iran, de exemplu. Mi se pare că e mai bine acolo decât aici, nu?
Da. Nu, dar tu, ascultă-mă, tu zici că e ratată, dar să știi că lumea se împarte. Noi nu avem experiențe similare. Dar nu mi s-o păr că s-o împărți, scuză-mă puțin, Cătăle, nu mi s-o păr că s-o împărți, că majoritatea că am fost, ar cam fugi. Da. Așa mi s-o păr mie. Da, da, păi, oamenii sunt diferiți, au experiențe diferite, sunt sătui de țara asta, de modul în care oamenii se poartă, de modul... Dar ei s-ar putea suporta după aia, că... Da, și nu e vorba de politician, da, îs cum sunt. De fapt, noi, da? Noi am ales, îs din societatea noastră, ei, dar nu pentru ei luptăm, luptăm pentru noi, da? Luptăm pentru cineva care... Adică, hai să luăm pe aia, dreptul că l-au adică România e mai bine decât Statele Unite din punct de vedere al educației. Noi, aici, cumva, cumva, am reușit să ne educăm pe bani puțin. Educăm Statele Unite și te educă, care e cea mai tare țară din lume acum, din punct de vedere economic, să spunem, da? Nu mai zic așa, fatalism, mă, băieți, luați, priviți pozitiv viața asta, eu vorbesc cu aia care a intrat înainte, da? Din punctul meu de vedere, da, mi-aș apăra țara, dar nu cu arma în mână, fiindcă nu mă pricep. Nu știu nici să omor oameni, nici nu vreau să omor oameni. Indiferent dacă... Așa o să zică cineva, domnule, așa e simplu, ce să zic. Da. Da. Nu aș fugi. Eu cred că e mai simplu să fugi, din punctul meu de vedere, da? Da. E, și uite, acum nu te supăra, cred că îți permis să cumesc puțin cu tine, ești o puțin așa mai dolofonel. Tu cu ce mi-ai ajutat? La microfon, exact, ai zis-o mai devreme, la microfon, da, eu îmi doresc să tu ca tu să mă ajut să e bună asta. Dar de ce mă crezi că la armată nu te-ai uitat și ce bărbați ucraineni nu, sunt eu acolo? Nu, eu aș avea nevoie de tine, Cătălin, să mă ajuți prin microfon, da. să mă... Că-s gras e ultima mea problemă, dar eu cred că m-am gândit că, domnule, așa cum o să pot, voi face ce-mi stă în puteri. Exact, că nu văd unde altundeva ar putea fi recreată România. Ori dacă dăm cu spatele, mulțumesc tare mult, Alexandru, ori dacă dăm cu spatele în fața oricărei monstruozități, unde o să ajungem, prieteni? Voi credeți că dacă nu ne apărăm și, nu știu, vine vreun mare bine peste România? Se întâmplă ceva, vreun lucru extraordinar aici? Bă, am scăpat de ăștia de Iohannis, scăpăm de Dâncu, că uite ce sondaje are, scăpăm și de Bode, bă, și după aia poți să fie... Ce o să fie după aia? Ce, ăștia știu că sunt o minoritate care credeau că rușii vin la Kiev și încă ne spun în continuare, bă, Rusia, o țară extraordinară, vine la Kiev să facă democrație. Ea încercat să faceți emisiunea asta în Rusia. Încercați așa la prânz să dați telefonul. Credeți că există vreun Striblea în Rusia la ora 1 care vine la radio și pune întrebarea și rușii răspund liber și zic că băi Striblea, băi ăsta, noi nu vrem să ne apărăm țara? Vă închipuiți că există programul ăsta în Rusia? E așa un program cu libertăți, cu telefoane. Oamenii vin și spun, eu n-am să-l apăr niciodată pe Putin. Alții vin și spun, Putin e extraordinar. Cosma, salut! Cred că e un nume de familie. Salut. Îmi place, nu-mi place adresarea, dar salut. Salut! Absolut halucinant emisiunea. Dialogurile sunt absolut nu de neînțeles. De ce? Și vreau să le spun celor care ne ascultă că pot vorbi din cel puțin două puncte de vedere. Unul care a fost în Kazahstan, în Siberia, în Rusia, în cadrul pactului de la Varșovia, soldat fiind după Revoluție puțin, și acelul în care a fost turist anul trecut în Ucraina, oameni buni. Erau mai liniștiți ca noi acum. Fără să vreau, am luat-o de la Ismail, o parte pur și simplu românească, străzile, școlile aveau denumiri pur românești, până la un Odessa, un super oraș. N-am văzut atâta liniște, atâta frumusețe și atâta libertate, chiar dacă nu sunt în Uniunea Europeană. Nu se așteptau la așa ceva. Erau mai liniștiți ca noi acum. Și când văd liniștea asta a românilor care găsesc un milion de motive să nu înțeleagă ce înseamnă să țape țara și nu sunt patriot, mă lupt cu statul și sunt scârbit de tot ce mi se întâmplă zilnic. Am doi copii plecați afară. Este absolut halucinant dialogul, dragul meu. Dar mie nu mi se... Eu cred că lumea este liberă și eu cred că lumea are o grămadă de probleme, jur. Adică, la un moment dat, ți se ia și mie mi se ia de România la un moment dat. Deci, jur că mi se ia de România din când în când. Eu înțeleg pe oameni, le înțeleg dezamăgirile, le înțeleg frustrările. Nu înțeleg ce o să rezolve.
ne făcă nimic. Asta e. În primul rând, oamenii nu văd o realitate. Războaiele nu se mai poartă în tranșee, după timpuri, în șanțuri, în Dumnezeu. Cu războaiele se poartă în scara blocului, oameni buni. Războaiele se poartă la noi acasă. Nu e ca și cum pleci, ce ai de ales? Ai văzut prea multe războaie în 1907, spui casca pe roi, rucsacul în spate și te duci și te lupți în tranșee și acasă spate cineva semințe. Nu. Războaiele în secolul 21 se poartă la tine în suflet, în casă, în conturi, în familie, în spitale, în școli. Ce au făcut astăzi agresorii? Au omorât încă câteva sute de oameni nevinovați. Am fost în Siberia, oamenii nu înțeleg cu ce forță armată ne punem. Nu înțeleg dimensiunea trăirilor ăștia. Noi, diferența dintre noi și soldatul rus, care era, noi aveam 10 gloanțe de tras în țintă și ne uitam după tuburi, când trăgeam să culegem tuburile, că ne omorau ăștia dacă ne dădeam înapoi. Pe când soldatul rus avea două găleți de gloanțe și trăgea în țintă până obosea, până învăța să tragă. Da, astăzi să știi că nu le-a mai funcționat jucăria chiar atât de tare. Eu cred că suntem la încălzire. Zici că suntem la încălzire? Doamne ferește, deci dacă asta e încălzirea, Doamne ferește de ce ar putea să urmeze. Uitați-vă dumneavoastră la răspunsul lor, progresiv. Cu toții ne sperăm ca să vină cineva, un negociator foarte bun, care să spună, băi, fraților, opriți-vă. Numai că iată Germania, care până astăzi era într-un fel sau altul duală în negocieri, va fi nevoită, pentru că ce crezi, a fost lovită ambasada Germaniei cu ultimele obuze, da? Vom vedea care este poziția celor care cu o mână vindeau și cu alta erau stricați că n-au de unde să ia gaz. Doamne ferește, mi-ar plăcea ca măcar peste 2000 de ani România să fie ca Germania. De iată că nu merge cu jocul la două capete. Nu mai merge, este un singur sens în care trebuie să ne apărăm. În primul rând trebuie să fim pregătiți mental la ce se întâmplă. A fost o chestie foarte tare astăzi. M-a întrebat fata mea, cea mică, când duceam la școală, tati, dar noi unde ne întâlnim dacă ni se întrerupte telefoanele? Unde? Adică, da. Înțelegi ce spun? Nu suntem deloc pregătiți pentru ce urmează. Eu așa asta cred. E. Am vorbit marțea trecută și am întrebat pe oameni. Foarte puțini au făcut un lucru de ăsta, de celulă de criză. Da. Nu-i rău. Da. Mulțumesc tare mult, domnule Cosma, pentru lucrul pe care îl spui. Și e ceva foarte important aici. Când ai spus că războiul se poartă în scara blocurilor noastre, dincolo de dimensiunea fizică aceea că Rusia bombardează orașe din Ucraina, zone civile, mai este una. Războiul se poartă prin intermediul telefoanelor, al calculatoarelor și al ideilor pe care le avem. Ceea ce vedem în ultimele săptămâni este un atac asupra modului de viață și democrației, modului în care Europa înțelege să trăiască. Da? Asta îi se întâmplă, de fapt. Oamenii ăștia vor să pună falii între noi, vor să ne răstoarne, vor să nu ne lase să fim uniți, da? E proastă Europa, e proastă America, mereu nu ne convine, mereu pune câte o regulă aiurea. Ia închipuiți-vă un pic viața fără regulile astea și închipuiți-vă că în loc de sistemul ăsta pe care îl disprețuim astăzi, ni se propune un sistem de natură chinezească, rusească sau cine știe ce altă idee din asta revoluționară, da? Adică, păi, nu e bine, asta cu democrația e o prostie. Hai să încercăm altceva, dar ce? De fapt, asta se apără. Dana, salutare! Tu încheie acum România în direct. Bună ziua! Acum că am ascultat aproape tot dialogul cu o mică întrerupere și vreau să spun ceva. Dacă mă întrebați personal pe mine, aș lupta chiar și eu pentru familia mea și pentru ce am aici. Pentru că sunt româncă. Dacă l-ați întreba pe soțul meu și pe fratele meu, și ei ar lupta. Dar ce înseamnă România, Dana? Adică sunt româncă ce? Ce aperi? Tot ce ne înconjoare, casa noastră. Noi n-am plecat niciodată de aici. Noi suntem români. Da? Aș lupta. Dar dacă întreb la servici colegi și dacă întreba societatea, telefoanele de mai devreme reflectă părerea generală. Da, cred știu. Că domnul ministru ar trebui să nu se ia după idealismul nostru. Ar trebui să se ia după majoritatea societății, da? Majoritatea societății spune că nu luptă și că fuge. Aici este realitatea. Ce vreți să auziți, auziți. Eu, da, eu pot să pun mâna pe armă și să lupt și soțul meu la fel. Dar hai să vedem ce face majoritatea. România e condusă de majoritate, nu de minoritate. Cred că instituțiile statului trebuie să facă acțiuni. Uite, îți spun eu. Avem date, da?
de trezire la realitate, că avem pentru ce să luptăm. Trebuie cumva societatea, statul, prin instituțiile pe care le are, prin pârghiile pe care le are și media, să vină cu campanii de conștientizare, să se schimbă un pic percepția. Pentru că percepția generală ați auzit-o care este, cea de mai devreme și care nu ne place. Uite nu ne aici. Place să te auzim, dar este adevărul, este realitatea. Uite oamenii aici sunt un pic. Dezamăgiți. Mă auzi? 26% ăsta e un sondaj avantgard. 26% dintre noi spun că ar apăra România în caz de orice. 48% spun că nu ar apăra-o, 20% nu pot aprecia, 6% nu răspund. E un sondaj mai vechi, e de la începutul războiului, date mai noi nu am în momentul ăsta, dar majoritatea de ce ai bine? Aproape 50% spun că n-ar face treaba asta, au neîncredere în administrația din România, spun că țara nu a făcut nimic pentru ei și teama că liderii politici nu se ridică la nivelul vremurilor pe care le trăim. Și astea sunt lucruri adevărate, toate trei. Adică toate trei. Și atunci eu te întreb pe tine, totuși, tu de ce faci parte din cei 26%? Nu pot să spun despre mine. Pot să spun, probabil, este vorba de educație, poate de percepție, de mentalitate. Da. Eu... N-am dat înapoi. Aș merge înainte. Până la urmă, să știți... Ce să dau înapoi? Să... Așa mea e aici, nu e în altă parte. Și dacă mă duc în altă parte, pentru cât timp mă duc? Și ce mai găsesc în urmă? Păi nu, că dacă alegi să pleci, probabil că nu o să găsești foarte mult în urmă. Îți mulțumesc tare mult. Asta e programul de astăzi. E un test asupra realității. Eu nu mă aștept ca oamenii să fie încântați de România. Nici eu nu ajut la încântarea asta despre România. În fiecare zi vă propun aici, sau aproape în fiecare zi, câte o idee care îți arate că România nu e bine meșteșugită. Și, în mod evident, și eu contribui la sentimentul ăsta de lehamite. Dar, până una alta, uneori mă uit și cu ochii buni la România. Și vă îndemn și pe voi să faceți lucrul ăsta. Vineri, sâmbătă, duminică, întâmplarea a făcut ca eu și majoritatea colegilor noștri de aici, de la Europa FM, să ne petrecem câteva ore împreună, să fim împreună. Sunt niște oameni extraordinari. Am râs, am glumit, s-a plâns, s-a supărat, s-au întâmplat toate lucrurile bune și frumoase și sensibile pe care le avem uneori în viața noastră. Mulți dintre voi sunt convins că în weekendul ăsta s-au întâlnit cu prieteni, cu familii, că s-au bucurat de liniște, pace, de toate cele bune ale vieții, știți? România e și cea de sâmbătă după amiază, și cea de duminică dimineață, și cea când stai cu mama ta, cu copilul tău, cu cei care sunt dragi. România e făcută și din zâmbete, și din râsete, și din toate amintirile astea pe care le strângi la un loc. Adu-ți aminte ce făceai vineri seara, ce făceai sâmbătă seara, cu cine ai împărtășit. Eu eram aici cu domnul Sorin Niculescu, îmbrățișam, râdeam, ne mai spuneam că viața e bună și aia a fost un pic de România noastră. Sunt convins că ai parte de așa ceva. Și asta e România. Sigur că azi, luni dimineață, România nu mi-a mai plăcut, că m-am întors în trafic la București. Da, știu eu că mai vine și o sâmbătă. Și dacă la un moment dat, Doamne ferește, se întâmplă ceva, dar aș vrea să ne aducem aminte de lucrurile alea bune care ne leagă, pentru că ele ne duc mai departe decât alea proaste. Asta e România în direct de astăzi. Să vedeți ce dea cazuri avem de mâine. Sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.